Bună ziua, sunt Laura Teodoru și bine v-am găsit la Ghidul de Sănătate. Durerile abdominale pot fi trecătoare, dar reprezintă și un simptom al unor boli grave. De multe ori, de teama investigațiilor, avem tendința de a le ignora. Explorarea cu ajutorul capsulei endoscopice ne scapă de toate neplăcerile pe care le presupuneau metodele clasice. Însă avantajele nu se opresc aici. Mai multe ne spune medicul specialist în cele ce urmează. În România, bolile digestive sunt destul de răspândite în rândul populației și variază mult în funcție de vârstă. Ponderea acestor boli în patologia generală, gradul mare de morbiditate și invaliditate impun cunoașterea și o tratare corectă. La tineri sunt foarte frecvente afecțiunile funcționale, cum sunt sindromul de intestin iritabil sau sindromele dispeptice funcționale, dar în aceeași măsură există gastrite, ulcere, și a început să fie o incidență în creșterea bolilor inflamatorii intestinale, cum sunt boala Crohn și colita ulcerativă. La pacienții vârstnici sunt predominante de asemenea gastritele și ulcerele, dar în aceeași măsură sunt boli mai grave, cum ar fi tumorile digestive și hemoragiile digestive. O afecțiune frecventă este diverticuloza intestinală sau polipoza intestinală. Printre cauzele bolilor digestive se numără infecțiile cu virusurile hepatice B și C, contactate de cele mai multe ori în anii 80, dar depistate abia acum. De asemenea, consumul excesiv de etanol sau regimul alimentar sărac în fibre conduc la apariția acestor boli. Metodele de investigare a bolilor tubului digestiv sunt în funcție de patologia organului pe care vrem să-l examinăm. Pentru organele parenchimatoase, cum ar fi ficatul și pancreasul, le sunt la dispoziție metode imagistice, cum ar fi ecografia abdominală, tomografia computerizată sau rezonanța magnetică nucleară. Pentru segmentele tubului digestiv, cum ar fi esofagul, stomacul, intestinul subțire, colonul și rectul, avem la dispoziție metode radiologice și endoscopice. Metodele endoscopice pot fi efectuate prin endoscopia clasică, cu fibroscop sau cu ajutorul unei capsule cu o videocameră incorporată. Pacienții care au fost deja investigați cu endoscopul sau colonoscopul nu își amintesc acest episod cu plăcere. Eficiența acestor metode clasice în vizualizarea mucoasei gastrice sau prelevarea de biopsii este de necontestat, dar acum lucrurile sunt mult mai simple. Capsula endoscopică este singura metodă non-invazivă, neiradiantă, ce nu necesită sedare și insuflare, fiind cu un disconfort minim pentru pacient și fiind cea mai agreabilă metodă endoscopică folosită pentru pacient. Ea poate permite achiziționarea de imagini pentru leziuni care sunt mai mici de 0-1 mm, de altfel celelalte metode endoscopice nu ne permit acest lucru. Capsula endoscopică are dimensiunile unui comprimat de vitamină și permite vizualizarea întregului tub digestiv. Fiind atât de mică, ea poate fi înghițită cu ușurință de către pacient cu puțină apă. Există capsula endoscopică pentru intestin subțire, ce permite vizualizarea întregului intestin subțire și ea este capabilă să preia două imagini pe secundă. Există capsula endoscopică pentru colon, care preia 4 imagini pe secundă, ea având 2 capete prin care se poate filma, realizând astfel peste 70.000 de imagini ale tubului digestiv. În momentul acesta avem un sistem unic în România, este pentru prima dată când se folosește cromoendoscopia virtuală ca prim pas diagnostic pentru leziunile de tub digestiv. Capsula endoscopică este recomandată pacienților cu contraindicații pentru endoscopia clasică, celor cu anemii feriprive sau cu hemoragii digestive de cauză neidentificată. În pregătirea pentru investigație, un rol important îl are curățarea tubului digestiv cu un lichid special ce asigură o vizibilitate bună și succesul investigației. La indicația medicului specialist, pacientul poate opta pentru oricare dintre metodele endoscopice necesare unui diagnostic de mare acuratețe. Atât pentru astăzi în Ghidul de Sănătate realizat împreună cu specialiștii Centrului de Gastroenterologie din cadrul MedLife. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră pentru ca săptămâna viitoare să ne vedem tot aici, sănătoși și viguroși!